decembrie, reprezentanții forțelor navale au fost prezenți pentru 2 zile în Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir pentru acțiuni de promovare a carierei militare. În prima zi, elevii au aflat despre specializările oferite de Academia Navală Mircea cel Bătrân, despre ceea ce înseamnă să fii ofițer de marină și ce oportunități au după terminarea studiilor universitare, astfel încât elevii să ia în considerare ca opțiune de viitor marina. Elevii au navigat imaginar printre misiunile forțelor navale, viața din Academia Navală, porturile de escală ale marșului Navei Școală Mircea din acest an sau în lumea fascinantă a scafandrilor. Mi s-a părut o activitate foarte frumoasă. Mi-au plăcut oamenii care au venit aici și ne-au prezentat. Mi-a plăcut foarte mult de cei 2 studenți, Alexandra și cu Alex. Au prezentat foarte frumos, ne-au povestit marșul pe care l-au avut pe Bricu Mircea. Ne-au povestit care este viața în Academie. Îmi doresc să urmez Academia Forțelor Navale Mircea cel Bătrân din Constanța. De când eram mic copil îmi doream să ajung marinar. Îmi place foarte mult să călătoresc pe mare. Am avut o experiență anul trecut la sfârșitul clasei a 11-a, când am fost în excursia de studii. Cei de la navală ne-au oferit o surpriză și ne-au plimbat cu Bricu Mircea timp de 3 ore pe mare. A fost extraordinar. În ciuda faptului că vremea a fost foarte urâtă, am admirat peisajul și am ignorat frigul, am ignorat tot. Subiectul zilei de astăzi a fost pentru cei de anul 4. Să vă transmitem acele precizări de care aveți nevoie, cei care s-au hotărât deja să dea la marina. Să fie o informare pentru cei care veți deveni ofițeri de alte arme, pentru că am văzut că și marina avem deja foarte multe specialități. Pentru cei de clasa 10-a, am dorit să fie o informare prematură pentru a vă orienta în carieră în momentul în care ajungeți în clasa a 11-a. Sala de specialitate viceamiral inginer Marcel Vasile Diaconescu, realizată de Forțele Navale la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, a fost locul unde tradițiile marinărești s-au împletit cu informațiile din actualitatea marinei militare. Elevii din clasele a 11 ale colegiului au desfășurat orele de pregătire militară de marină, în sala de specialitate având ca profesor ofițer de marină. A fost o altfel de oră de curs în care, într-un decor specific de marină, elevii au fost introduși în lumea forțelor navale, aflând informații despre organizarea, rolul și misiunile acestei categorii de forță. M-am simțit acasă. E o situație, să-i spunem, strană. M-am simțit nu numai acasă, dar m-am întors cumva la perioada liceului militar de marină. O perioadă pe care am parcurs-o și eu, na, un pic de emoție. Da, m-am simțit acasă. Am încercat să transmit elementele astfel încât la întâlnirile dintre ei să aibă un volum bogat de cunoștințe și să acumuleze unii de la alții elemente care probabil că n-am apucat să le transmit fiecarei grupe în parte în mod identic, nici nu mi-am propus acest lucru. Noi transmitem tradițiile noastre, transmitem importanța forțelor navale în zonă. A fost nu numai o lecție de marină, am trecut prin istorie, prin geopolitică, geostrategie, poziția României, elementele specifice de navă, elementele specifice ale forțelor navale, structura forțelor navale, misiunile forțelor navale, volum mare de informație, dar care, spre surprinderea mea, nu i-a făcut să doarmă sau să devină necooperanți. Activitatea și rămânerea lor, zecile de întrebări puse după această activitate, îmi dă mie cel puțin sentimentul că am făcut un lucru bun. Ceea ce nu cunoști te face să te temi. De ceea ce te temi, te împiedică să mergi mai departe. Toți avem autoprotecția activată în orice situație. Dacă la aceasta se mai adaugă și proasta informare sau reaua intenție, normal că dorința de a veni către forțele navale este limitată. Consider că în această activitate care am desfășurat-o noi, am deschis un pic ușa pe care se poate privi către forțele navale și a fost o ușă deschisă unor colegi, unor prieteni, nu din dorința de a-i face să intre pe ușe, ci din dorința de a dori să se uite și pe geam și să pătrundă numai dacă ei vor în acest univers care sunt forțele navale. Oră de pregătire militară susținută, iată, de forțele navale aici în cabinetul de marină. Cum s-a părut ideea? O idee foarte grozavă, adică putem să vedem ceva nou, mai ales de la forțele navale. E ceva
super, aș putea să spun. Nu vedem atât de des, mai ales că ei sunt la Constanța, noi suntem la Breaza, destul de mare distanța. Au fost noutăți, nu vorbim prea des despre forțele navale, nu vorbim mai ales ce ni s-a prezentat asta, adică și la istorie, ce s-a văzut sau astea, nu am aflat atât de des așa ceva. Voi aveți disciplina asta în manualul de pregătire militară. A fost mai ușor să înțelegeți astăzi marina prezentată de ofițerii de marină decât să fi citit lucrurile astea din manual? Da, a fost. Adică ei au pus suflet în ce au spus și totul s-a văzut. Adică sunt dedicați față de meseria lor și față de ceea ce fac acolo, efectiv. Au prezentat exact cum am fi într-un teatru de operații cu ei acolo. Mi s-a părut foarte interesant. Domnul comandor a fost un om care ne-a arătat în mare parte ce înseamnă marina. Este o academie la care ar trebui să încercăm să dăm probele acolo. Este foarte interesantă, mai ales nava Școală Mircea. Mi se pare o experiență unică să mergem cu nava Școală Mircea. Chiar aș fi interesat. Marina a fost prima care a făcut un pas înainte. A adus elemente din structura navelor, arborade, părâme, bărți de salvare. Elevii sunt un pic mai apropiați de aceste elemente. Au răspunsurile deja aici în colegiu, sala de marinei, care am crezut prima dată că va fi un laborator, este o sală de specialitate cu siguranță, unde elevii vin și îți găsesc răspunsuri la întrebările despre marina română. Vrem să-i aducem aproape de cunoaștere. Am apelat la specialiști militari, la cadre care au participat în teatrele de operații și au putut să ne ofere un feedback clar asupra ceea ce se întâmplă în Armata Română în prezent, dincolo de granițele țării. Și vreau să vă spun că participarea și a ofițerilor de marină a fost benefică, deoarece a putut să dăm răspunsurile unor întrebări destul de grele legate de cum se clasifică navele, care este rolul lor. Ofițerul de marină, fiind pregătit în acest domeniu, a fost practic mai apropiat de răspunsurile lor și mult mai precis în a da un răspuns concret elevilor. Ei pun multe întrebări și numai un specialist în domeniu poate să le răspundă la toată gama. Mi s-a părut foarte interesant asta, pentru că unii dintre colegii noștri doresc să dea la Academia Forțelor Navale și nu au idei despre ceea ce se întâmplă acolo. Ceea ce ne-a prins foarte bine, pentru că au aflat informații noi care le pot fi de folos pe viitor. Este o idee foarte bună, pentru că avem colegi și mai mici, de ani mai mici, care poate au auzit de această academie, dar nu au idee cum ar trebui să ajungă acolo, ce trebuie să facă să ajungă acolo și ceea ce se desfășoară în academie. Și pentru ca orele de curs să fie mai atractive, acesta a avut și o parte practică care a constat în prezentarea armamentului, scafandrilor de luptă, dar și a tradițiilor marinărești, a nodurilor și lucrărilor de matelotaj. Mi se pare foarte interesant, nu s-a mai făcut așa ceva până acum, cred. S-au prezentat foarte multe lucruri practice, am văzut multe lucruri noi, noduri, tipuri de nave, costume ale marinarilor și mi s-au prezentat atât lucruri generale cât și lucruri în detaliu și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Am putut înțelege mult mai bine din experiențele personale și pasiunea cu care au vorbit, chiar m-a impresionat. Cel mai mult mi-a plăcut nodurile pe care ni le-au prezentat. Am primit și o brățară și mi s-a părut foarte apropiați de noi prin acest lucru. Este partea de tradiție marinărească aplicabilă, iată, în viața de zi cu zi? Da, chiar este, pentru că, așa cum ne-au spus și dânsii, noi învățăm să facem noduri involuntar și afli că aceste noduri te pot ajuta și în marină și este așa un lucru deosebit. Bine ca acest proiect de a preda acele lecții despre marină să continue? Consider că este foarte bine. Încercăm să schimbăm un pic și natura tipului de informare, acel mesaj care ajunge către elevul de colegiu militar. Vrem să fie realist, vrem să arate totuși și tipul de tehnică care îl avem în prezent. Vrem să cunoască și să fie pentru el o deschidere, să putem îndrepta acolo unde poate să facă față, deoarece numai printr-o informare corectă putem să avem
ofițerul viitor, un ofițer pregătit în arma unde ar putea să facă față și unde credem și noi suntem convinși că numai prin o informare de asemenea gen poate să ajungă acolo unde este locul. Activitățile desfășurate de reprezentanții forțelor navale în cadrul Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir au reprezentat o continuare a proiectelor dezvoltate împreună pentru informarea elevilor despre ceea ce înseamnă să devină ofițer de marină. Interesul dovedit și prin rămânerea lor după finalizarea cursului, chiar și în pauză, să pună întrebări, apetitul acesta pentru cunoștințe din domeniul forțelor navale, din domeniul naval, din domeniul marinăriei, a fost ceva deosebit pentru mine. Pleacă nu numai apropiați de marină, dar pleacă cunoscând activitatea noastră și înțelegând mai bine diferite elemente care le-au fost transmise de-a lungul timpului, care nu erau chiar favorabile învățământului militar din domeniul forțelor navale. Consider că este o activitate care ar trebui menținută. De asemenea, apreciez în mod deosebit implicarea colectivului de la conducerea acestei instituții de învățământ, și mă refer la Colegiul Militar de la Breaza. Cei din clasa 12-a au văzut marina cumva la ea acasă în cadrul acelei excursii de orientare socioprofesională. Vor veni elevii în continuare de aici, de la Dimitrie Cantemir, să vadă marina? Deci poveștile lor deja sperăm să fie transformate în realitate și pentru cei de clasa a 10-a și a 11-a, pentru că așteaptă să trăiască cu adevărat acele clipe la bordul navelor române, să vadă și să pășească practic în toate incintele Academiei Navale și să cunoască cu adevărat viața marinărească. Ei au început prin a întreba, acum au descoperit și acum vor să participe. Au aflat că în afară de Academia Tehnică, unde erau procentul foarte mare, și forțele luptătoare au nevoie de ei. I-am plecat un pic către a cunoaște ce înseamnă forță navală, ce înseamnă forță aeriană, ce înseamnă specialitățile din forțele terestre, care, într-adevăr, au și ele nevoie de luptători. Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir are ca specialitate matematică informatică, dar totuși este un liceu care trebuie să genereze și ofițerul de marină, ofițerul de forțe terestre sau de forțe aeriene, cel care în esență este luptător. Îi așteptăm pe cât mai mulți dintre elevii cantemiriști să aleagă o carieră în forțele navale române.